Există un sondaj Avangard făcut în sectorul 1 al capitalei, cel mai bogat sector, și surprinzătoare aceste rezultate. Acolo figurează doamna Gabriela Firea pe locul 1, apoi Nicușor Dan. Haideți să vedem și sondajul. Cristian Popescu Piedone pe locul al treilea, pe locul 4 domnul Burduja și pe locul 5 domnul Enache. Doamna Gabriela Firea, repet, este doar pe sectorul 1 acest sondaj. 30 Firea, 29 Nicușor Dan, 17 Piedone, 13 Burduja. E un trend care se confirmă în toate sondajele, și ale noastre și ale opoziției, că doamna Firea crește în fiecare zi de când a intrat în cursă. Chiar dacă a intrat cel mai târziu și au fost acele discuții, schimbarea candidatului, dar doamna Firea crește și... Vedeți să nu crească prea repede și când ajunge să se prăbușească înainte de ziua alegerilor, că și asta e un pericol. E tendința, am spus, pe care o arată toate sondajele și ale noastre și ale opoziției, sigur. Pot să vă arăt un sondaj curs care s-a făcut în toată capitala, e adevărat, în luna aprilie. Doamna Firea acolo este pe locul 2. Uneori este pe locul 2, uneori pe locul 2, dar în toate sondajele doamna Firea crește, iar domnul Piedone scade. Dincolo de, către locul 4. Dincolo de asta, niciunul dintre candidații celor două partide aflate la guvernare, PSD și PNL, atât doamna Firea cât și domnul Burduja, niciunul dintre ei nu... doamna Firea cât de cât se apropie de scorul partidului, dar domnul Burduja mai are de recuperat încă jumătate, practic, din cât... are partidul pe capitală, pentru că jumătate din scorul Partidului Național Liberal pe capitală este în spate, în spatele lui Nicușor Dan, și este de neclintit. Și nu să-l poată domnul Burduja recupera. De fapt, nici nu contează că e domnul Burduja. Oricine ar fi fost din partea PNL-ului e perceput ca un candidat iepure, care e acolo doar ca să ia niște voturi. Și deși este așa, iertați-mă că vă întrerup, deși este așa, domnul Burduja tratează foarte serios această campanie. Adică, deși știe că e pe locul 3-4... Cel mai în serios, aș putea spune. Are o abordare extrem de by the book. E ca la carte. Ce știe să facă? Să se îmbrace în același tricou ca să fie... Sunt probabil niște instrumente prin care încearcă să iasă în evidență. Dar tratează serios toată povestea asta. A crescut și domnul Burduja de la 4-5%. Pentru că are o misiune clară. Trebuie să fure niște voturi. Deci crește oricum, substanțial. Cam asta trebuie să facă toți candidații, între ghilimele, să fure. Am văzut ce s-a întâmplat la alegerile locale de acum 4 ani. Să ia din electoratul celuilalt. O să urmărim, e foarte interesant cum începe campania. Poate mai bine, Cătălin, ar fi fost să avem al doilea. Știi, tot circul ăsta electoral din București și numai din marile orașe, știi, cred că de fiecare dată când ne uităm la cum crește un candidat sau altul, ar trebui să ne gândim ca după parlamentare să văd prima inițiativă, să avem, uite, alegeri la candidatul de primar din două tururi. Cred că ar fi mult mai sănătos pentru democrație.